Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Mir 4. Astăzi o să urmăm cu următoarele quest-uri. O să urmăm, o să mergem în continuare, știți și voi. Hai să ne selectăm campionul. Am făcut level 38 față de ultima dată când ați văzut. Merge destul de bine ca idee. Și da, hai să punem acum sunetul. Deci, intrăm aici, nu language. Ca idee puteți să vă puneți pe mai multe limbi dacă le cunoașteți, dar pentru mine e pasta, clar că nu. Bun, hai să mergem la Yuin. Fratele Yuin. Mama, abia ne-am mâncat și eu. Și de adevăr că aveam ajuns și eu acasă și apoi am zis că pot să filmez un pic mai repede, dar n-am avut așa de mult timp. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe, guys, și vizionare plăcută. Acum, bun, am dat defeat la asta. Hai să mergem să vorbim cu fratele nostru. Gabriel. Da, prințesa e atacată deja. Hai să mergem. Find the sound source. Deci trebuie să găsim sunetul. Văd niște chestii ce aș putea să deschid aici la cadouri, dar pe acum lasă-le acolo. Nu contează. Nu e chiar așa neapărat, na, să spunem. What? Mamă, hai că au venit la mare acum. Bă, n-am făcut azi live stream. Pentru că n-am vrut o mică pauză, știi și voi ce mi s-a întâmplat zilele astea, așa, păi am zis că o zi de aici în plus sau minus, tot pe acolo, mă înțelegi? Help a woman in danger. Să ajută o femeia în pericol. Păi și pe unde ar fi? Aha. S-a terminat misiunea. Mergem, facem mai multe misiuni acum. Esențial am vrut să fac în felul ăsta, ca să facem 2-3 misiuni și după aia gata, dar uitați că de repede terminăm acum repede misiunile. Na, am zis că bă, las acolo, dacă tot ele facem așa, în continuare, știi? Auzi, mă? Bă, da, nu, las acolo, na, să schimbe. Ok, am ajuns la craft acum. Da. Asta, itemele, nu mă lasă, trebuie să fac după cum zice el. Așa, bun, mi-am craftat o armă. Asta e uncommon, deci asta e cam prima armă. După aia vine itemele rare, pe care dacă ai un set rar de, un exemplu, 4 roman, cam ai, epic, destul de bine. Deci, și la legendarii deja clar că rupi, rup jocul în două, să spunem așa. No, bun. Deci, hai să luăm acum questurile, să vorbim cu fratele nostru. Bine, o să vă arăt și questul secundar, questul de zi care o să vă ajute și pe voi să faceți piesurile, nu piesuri, punctele alea de lângă nume, de lângă level mai mare. A început să ardă, dar nu. Ok. Ia-le pe ăla. Uite cum dai pe ei. Deci punctele astea. Avem 3867 în momentul de față. Au murit toți, nu mă zic. Da, find Master Sarmati. Sarmale, trebuie să-l găsim pe Maestru Sarmale. Mamă, ce scris am eu. Am o să scrie chiar... Ia-le pe meu. Cum se bate pe aici. Master. Master Yoda. Nu, bun. Chiompa. Chiompa. Ar trebui să mă duc să le deschid și pe asta, na. După. Stai să acoperim un pic zonele astea, să le mai scădem un pic din HP. Oricum o să vină unul și mai mare. Cred că ăsta de level 4. Asta cred că șeful lor. Assassin Boss. Mamă, măi. Ce trage meu. Așa. Nu l-au apucat să nu moare sau să de bine deocamdată. Stai să vezi mai încolo cum o să fie. Bă. Sarmati, ok. Nice. Hai că trebuie să mergem acum în altă dimensiune, cum ar fi asta, sunt niște portaluri care pun exemplu
te duc în mai multe dimensiuni, o să vedeți. Portaluri sau portale? Acum, înțelegeți voi la ce am vrut să spun. Ăștia de level 5, cam de nivelul meu, cam așa ar fi. Hai să mai ataci un pic, să mai facem și un pic de level. Mamă, ce critică le dau. Nu trebuie neapărat, numai după costuri, că la un moment dat trebuie să plecăm de la costuri, după cum am și zis și m-am și repetat. Că costurile, pun exemplu, o să fie mai multe în faza în care la Apple Player. Aș cam da un pic de skip ca idee, că dacă ați văzut și pe aia cum s-au dezbrăcat pe acolo, bă, mă înțelegi și las acolo, adică nu tare vreau să, da, să se vadă cine știe ce. Hopa! Bun! Perfect! Bia-le pe spirit! Păi e stop! Nu cum here! Hai să vedem să vorbim cu el, na. Bine, pot să combin de acum armele. Hai să mergem la spirit să ne summonăm unul. Deci aici un exemplu. Eu acum am dat summonul ăsta. Aici puterea lui, deploy, îl selectăm. Aici dacă l-aveți pe asta rare, el are un exemplu 1440 puterea lui. Dacă mergeți mai departe, ăsta are 7000, vedeți? Asta o să fie lângă noi și ne dă spell attack plus 40, bine, dacă să-l ai pe ăsta, cam trebuie să, trebuie să stai un pic. Deci, plus și ultimele legendare și campion de așa legendar, stai un pic, că defeat, dar nu trebuie defeat. Da, m-am uitat după ăla din greșeala. Bă, dar nu cred, mă, eventul pentru caracterul ăsta nu e deschis, cred că încă. Din câte câte. Go to Yuyun, Yuyun. Mamă. Tu vine prințul cu ea și acum o salvăm noi. Da. Hai să mergem la club. Ciompa, Ciompa. Mamă. La plus, ok, la skill-uri. Nu, bun. Dăm learn. O să vă apară aici un learn și de acum o să avem cum să zic, stai. Așa, sunt ceantă, perfect. Și o punem, da, nu, trebuie să punem niciunde. Că l-o pus el automat. Aveți vreo două pagini ca idee, o să puteți să, să le faceți. Nu, bun. Hai la, căutăm acum. De asta o să aveți tot timpul și în meciuri, mă rog, în meciuri, mai multe quest-uri. Adică, na. Da, să vedem, să dăm cu ăsta, că mamă, ce, dar ce, pușcale, mă. Cam așa. Că cam așa. Mă, de ce concentrat ăsta? Băi, nebun. Mă, opa, ne da ceva nou, plus 100 de puncte, e destul de bine. Bun. Hai să nu apuce boss-ul ăsta să dea pe noi. A, e până range-ul ăla lui, nu. Bă, frate, parcă aș rămâne cu caracterul ăsta într-un final, adică ca idee. Dă mai bine așa, mai, nu știu. Bine, vedem mai încolo după ce o să fie destul de puternic. Un pic mai puternic așa, mă, că eu am level 30. 37, parcă l-am arătat înainte. De facem 38, adică da, dă un fel de bombă de asta care e mai, na. Ia-le pe ăla, dead. Na, păi, na. Aproape să mai, nu se mai mișcă deloc. Unul de ce pe unul l-am pus acolo ca să îl ducă înapoi. Să aibă grijă de el. Nu, bun. Mamă, dacă multe, foarte multe quest-uri facem în momentul de față. Ce un pauz. Asta e un boss. Posibil.
Ca asta cu mâna pe skip, că în caz de are de ceva, nu cred că sare în apă. Dar oricum nu mai încotro. Hai. Oh, mamă. Eu n-a sări. Sincer, nu. Stai că merge Mr. Yoda. Ăsta e Yoda. Asta am văzut-o. Când am omorât-o, chiar la început. Asta am văzut-o, gen, că și-a adus aminte... Rigor pil 60 de minute, da, deci dacă un exemplu le activezi pe astea, poate chiar acum le arătăm. Aici îți dă mai multe informații, dai la maxim, ne avem două și le pornim 60 de minute. Bine, avem 2 ore în momentul de față, dar nu, o să vedem dacă o să jucăm chiar 2 ore. Hai să vedem un pic cu praful ăla să lumea scadă mai repede HP-ul. Și apoi... Și misiunea asta să le terminăm mai repede. Hai, încă doi. Da, încă doi și îi ia pe mai mulți. Hai să pun un pic de... Așa, bun. Level up, level 17. Ăsta, 7. Eu direct level 17. Hai să mergem înapoi, că cât avem de mers? 50 de metri. Nu-i chiar așa de mult, să spunem. Hai să vorbim cu fratele Yui. Am parcă vă duce pe prințeșe. Ma, au găsit o apă. Da. Meet Master Samati. Hai să ne întâlnim cu el. Bă, dar ce zici că e un minion caracterul meu, adică... What the fuck? Ia-le pe Samati. Ba, acum povestește cum a găsit pe prințesă, na, și că ce o să urmeze pe viitor, misiunile și mai departe. Bine, ca idei, asta trebuie să le faceți cam, nu știu, eu l-am făcut un exemplu cu primul caracter. Acum a ajuns să descoperim puterile caracterului. Uitați-vă, asta dacă un exemplu le dați pe toate, taci, mă, că te rămâi nervezi. Da, mă fac că nu o bag în seamă. Asta trebuie să ajungă cât mai repede level 10. Cu cât ajungă asta mai repede, putem să le dăm acum chiar pe toate și asta o să și facem. Sper că pot să le bag pe toate. Hai să vedem. Da, n-am băgat pe câteva acolo. Mi-a crescut la 5951. Collect Cannibal Plant Root. Acum, pe posibil să mergem după o plantă, să spunem așa. Bun, crafting, ca nu vreau să combin nimic, aici o să avem itemele la all, na, și le puteți combina, vă dă mai rare sau depinde cum le aveți. Hai că am și dat-o pe asta, normal trebuia să dau unde erau mai mulți, dar, na. De obicei o să vedeți că o să vină și player mai mari, de nivel mai mare ca și voi. Dacă, un exemplu, eu am level 7, pe ăsta are... Stai că nu-l selectează din prima, ba, level 7 are și el. Înseamnă că e și el abia deja a început caracterul. De obicei, nu pe aici, un pic mai acolo o să vedeți, că o să apară și player de nivel mai mare ca și noi, level 30, 40, chiar 60, în zonele unde o să fim noi. Pentru că, da, știi cum e, poți să faci PK, după cum am explicat în episodul trecut, și PK-ul ăla, decât să-l riști la un exemplu ta level 30 și vine unul de 45, clar că te omoară de n-ai treabă, mă înțelegi? Așa că mai bine te duci la asta de nivel mai mic. Așa fac ei, na, ce să facem? Hai că facem misiunea asta. Go to the bear habitat. Ok, mergem într-un habitat mai nou acum. Hai să-l mai dăm și enchant și la astea. Perfect. Și după asta oprim. După ce ne-a dat, da, acum putem să luăm misiuni. Da, acum putem să le luăm misiunile, pun exemplu, uitați, să dau accept, autoplay-ul nu pot să-l dau. Defeat Cloud, înțeles. Da, o să facem un episod următor, așa că nu uitați de butonul de like, subscribe, eu am fost Happy și ne întâlnim mâine la un nou livestream. În caz dacă nu se va face, dacă nu o să mă vedeți live,
Să știți că s-a întâmplat ceva și previn, o să vă țin la curent pe Discord, aveți Discordul meu în descriere și da, ne întâlnim data viitoare, pa, pa!